Stimați prieteni și dragi apicultori, vă salutăm de la sudul Republicii Moldova, aici Vanoc Manole. Astăzi am scos magazile și vrem să punem tratament. Acest tratament era planificat să-l pun început de septembrie, dar motiv că voi fi plecat din țară pe o perioadă scurtă de vacanță, dar cel puțin voi face asta acum. Am două săptămâni de când am pus apidez și le scot și acum pun Varostop, da? Deci este un tratament destul de fain. El e recomandat mai încolo, după cum eu înțeleg, mai în septembrie, încolo când este mai puțin puiet, dar eu le pun acum. Deci ăsta este tratamentul pe care îl pun la moment, Varostop. Da? Iată, noi avem albinile aici foarte bine populate anul ăsta, da? Deci sunt foarte bine populate. Ce îmi place la Varostop, vedeți, are gaura aceasta, nu mai punem ceva și deodată putem pune banda. Așa. Deci, două săptămâni și câteva zile a stat tratamentul de apidez și acum punem Varostop. Încet. Așa. Iată așa, prieteni. Uite așa. Așa. Cum vedeți, și hrănitoarele sunt pregătite. Iată de ce de bine populate sunt familiile de albini. Sunt chiar foarte, foarte bine populate. Foarte. Și ceea ce trebuie să facem este acum să stimulăm reginile. Hrană, adică este bună, coroniță frumoasă, rami de acoperire pe mărgini foarte bune, dar nu trebuie să ne oprim aici. Trebuie să dăm sirop mai departe. E foarte bine populat. Așa. Iată așa, haideți să vedem. Foarte bine populat, avem albină, slava Domnului, suntem foarte mulțumitori. Și mieri am avut și iată că facem tot ce trebuie la timp, ca albina să fie sănătoasă și să aibă sirop, tot ce are nevoie. Ce nu e cel mai super acum că avem căldură. Sperăm să se mai liniștească căldura. Dar cel puțin ieri erau 35 de grade. Sperăm să se mai domolească căldura și albinuța cât de cât se dezvolte în continuare bine. Iată așa. Punem hrănitoarele. Avem sigur că inclinația
siropul se ducă tot încolo. Cam așa. Familiile sunt foarte, foarte buni. Puteți vedea și voi, uitați-vă. 10 rame perfecte. Vom da sirop regulat la 3-4 zile. Așa. Tratamentul nu ne lipsește. Asta așa. Asta este ultimul tratament pe bază de plastine. După care urmează să avem din picurare la sfârșit de septembrie. Deci vom avea prin picurare la sfârșit de septembrie și octombrie, încă la mijloc de octombrie încă unul. Și deja mai vedem. Dar albinele trebuie tratate bine. Așa. Stimați prieteni, cam asta facem. Facem la toată stupina, după care vom da sirop la fel toată stupina. Roiurile sunt foarte, foarte mult mire, dar oricum de stimulare noi li vom da. Sănătate, pace, bucurii și Domnul să vă binecuvânteze!